318 persoane au fost testate miercuri în cadrul unei campanii gratuite de depistare a hepatitei de tip C. Dintre cei verificați, 17 persoane, adică 5%, au fost depistate pozitiv. Procentajul de la Suceava este mai mare decât în celelalte orașe în care s-a derulat până acum campania. Nu știm dacă sunt cazuri noi sau vechi, pentru că persoanele respective n-au declarat neapărat dacă s-au mai testat sau nu în antecedente, dar de pe numărul de testări ar fi cam 3,5%. Da, în cursul anului 2016, pe un program norvegian din fondul norvegian, am făcut un screening la nivel național și am descoperit care sunt zonele fierbinți și respectiv zonele mai puțin calde din acest punct de vedere. Și acolo sunt câteva județe care sunt pe roșu, adică peste 8%, cum ar fi Botoșanu, de exemplu, iar Suceava este între 2 și 7% din testele anterioare, care s-au făcut prin teste ELISA din sânge. Testarea în cadrul acestei campanii este una preliminară, însă depistarea precoce a infecției cu virusul hepatitic C este foarte importantă, întrucât infecția cu acest virus poate fi acum vindecată în proporție de 98-99%. Vor intra cu siguranță toate persoanele la tratament, pentru că în momentul de față se pune în bătaie un plan de scădere a circulației virusului hepatitic C în următorii 3 ani de zile, împreună cu Ministerul Sănătății și respectiv cu Casa Națională de Asigurări. Pentru anul viitor, programul de introducere în tratament e deja în discuție și se modifică. Pentru anul acesta sunt 12.000 de scheme terapeutice puse la dispoziție prin Casa Națională de Asigurări și toți pacienții care sunt cu F4, F3 și F2 cu comorbidități se pot adresa și respectiv primesc gratuit această terapie. Cei care sunt cu ciroză avansată beneficiază de un alt program pentru circa 2000 de pacienți, vorbim de ciroze decompensate cu ascită, cu complicații, tot pe curtul acest an. Deci fondurile sunt alocate fără niciun fel de problemă. Pentru anul, noi sperăm doctorii să convingem Ministerul Sănătății să introducem F2 curat, fără niciun fel de comorbidități, vorbesc de fibroză, F2 înseamnă nivelul de fibroză ridicat, și să discută foarte mult dacă mergem și spre F1 sau nu.